Bă tuturor și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi voi începe un nou daily vlog. Sper că ați găsit un nume bun pentru vlogurile mele. Daily vlog nu îi se potrivește. Eu sunt deja pregătită, sunt la ușă, după cum se poate vedea. Plec la mama. Mi-a ajuns și un colet pe care îl vom desface când mă întorc. Așa. Știu ce se află înăuntru, dar veți vedea și voi puțin mai târziu. Am aici o pungă imensă cu vase, tigăi și alte lucruri pe care trebuie să le duc mamei. Stați să-mi iau și masca. Mi-am comandat deja Uber. Trebuie să ajungă. Și o să plec. Probabil ne mai auzim de la mama. Unde am pus cheile? Aoleu! Trebuie să caut cheile. Ok, am găsit și cheile. Da, cel mai probabil ne auzim. Pisici, sper că nu vrei să ieși și tu. Hei! Nici pisici. Ești supărată că eu plec, probabil. Pa, ne vedem mai târziu. Da, și cel mai probabil ne auzim când ajung la mama. Și vă arăt poate și ce gătește tata pentru canalul lui de YouTube. Așa că ne auzim puțin mai târziu. Și am revenit, din păcate, probabil veți auzi mașina. Înainte să plec am pus o mașină la spălat și acum am băgat-o repede la uscat. Deși este 8:28. Da, ok, nu vedeți? 8 februarie. Așa. Știu că v-am spus că poate vorbim de la mama, însă am ajuns, am început să filmăm pentru vlogul despre care v-am spus înainte să plec. Apoi am început să povestim, a venit și mama de la muncă, a mai stat, era și fratele meu acasă, a venit și iubitul meu mai târziu. Iar de acolo am fost puțin să luăm niște fructe din piață și ne-am întors acasă. A venit. O să vă las aici, nu știu, câteva secunde să vedeți ce a gătit tata pentru vlogul lui de săptămâna asta. O salată cu orez. Are o denumire, salata, nu mai știu exact cum. Nu sunt foarte mare fan orez. Am gustat, dar da. Dacă vreți să vedeți, o să vă las canalul lui în descriere. Acum vom trece la acest colețel pe care l-am primit. V-am spus și eu deja ce se află aici. Dar haideți să-l desfacem împreună. Eram curioasă să văd cum arată, dar am spus să fac asta cu voi. Bun, și cam așa arată. Este o cutie. O să văd cum o scot de aici. Așa. Și așa, foarte drăguț arată. Ia uitați-vă cât de drăguță este. Între timp mi-a sunat telefonul, dar nu am deschis cutia. Bun, aici rămăsesem. Este foarte, foarte drăguț și este bine acest lucru pentru că ai unde să-ți ții epilatorul. În cazul în care nu știați ce se află aici, v-am spus eu. Este de la Dreamy Skin și primul lucru pe care l-am văzut, adică cutia aceasta, mi se pare foarte interesantă și foarte drăguță și foarte practică. Acum haideți să-l deschidem. Știu că sunt, sper că sunt în focus, știu că sunt două culori, alb și roz. Nu știu exact ce culoare am primit, dar sper să fie albă. Ia să vedem, așa arată. Bun, se vede. Aici cred că este, ok, sunt instrucțiunile și este alb. Ia uitați-vă ce drăguț arată. Așa. Și aici este încărcătorul. Nu o să vă spun foarte multe acum despre el pentru că va urma un videoclip. Nu știu exact dacă o să apară înainte acestui video sau după. Dar îl voi testa cu voi. Nu știu dacă am apucat să vă spun asta, însă aseară nu am dormit deloc, dar deloc bine. M-am trezit de foarte multe ori, am dormit foarte puțin, cred 4 ore. Nu am fost în apele mele, să zic, astăzi.
Dar acum aș vrea să mă demachiez și să-mi pun o mască. Aș fi vrut și să mă spăl pe păr, dar cred că voi face asta mâine pentru că nu am de gând să ies din casă. Dar vedem puțin mai târziu ce chef am. Momentan vă las, cred că vorbim puțin mai târziu când îmi aplic o mască să văd ce, pentru că încă nu m-am gândit la asta și da, ne auzim în câteva secunde. Am revenit, m-am schimbat și în pijama, s-a făcut ora 10 și 10 minute. Am făcut și niște story-uri pe care trebuie să le postez în mâine, în fine. Și acum o să-mi aplic această mască de la Pix. Așa arată. Eu am primit-o în momentul în care am cumpărat tonerul de la ei în variantă full size. Și sincer îmi place super mult, când o voi termina vreau să cumpăr o variantă mare. Se pare că nu mai am nici baterie la cameră, ceea ce este super. O voi aplica cu o pensulă. Mă voi grăbi puțin pentru că v-am spus că nu mai am baterie la cameră. Nu îmi place să aplic măștile cu mâna. Sunt super obosită, de asta nu-mi găsesc cuvintele în mod deosebit. Așa, iar oricum tenul meu nu este într-o perioadă foarte bună. Sper să mă ajute măcar puțin, deși eu știu de la ce mi-au apărut aceste coșulețe, bubițe, dar da, este perioada specială a lunii, să spun așa. Sper să nu mă audă Dana Budeanu, pentru că acest lucru am înțeles că trebuie să fie un secret foarte mare. Bun, gata. Și am folosit de câteva ori și încă mai are. Adică a fost o mostră destul de mare. Are 15.000 litri. Și vă să-mi iau aici pe site că varianta, nu știu dacă e varianta mare. Ia să vedem. Cred că varianta mare are 45.000 litri. Deci super bine. Las puțin să se usuce, bag și camera puțin la încărcat și revin înainte să o clătesc. Și s-a uscat. Nu se ia absolut deloc, nici nu prea pot să vorbesc pentru că mă strânge foarte tare. Nu foarte tare, dar mă strânge. Merg să mă spăl, îmi fac rutina de seară și mă pun la somn pentru că efectiv nu mai pot. Sunt foarte, foarte obosită. Și cu siguranță ne auzim mâine dimineață cu o altă față, nu cu aceasta. Ce am aici? Aici? Uitați cum s-a făcut coșul meu. S-a făcut alb. Ah, deci aici, în zonele... Aici aveam un coș, aici și aici. Și nu știu dacă se vede exact, dar s-au făcut... Se văd albe, habar n-am, și aici. Nu știu exact de ce, dar mă duc, fac ce am spus mai devreme și ne auzim mâine dimineață când mă trezesc. Haideți că astăzi este prima oară când vorbesc cu voi și este deja ora 10, cred. Am fost până în AFI, cred că m-am filmat acolo puțin la patinoar pentru că au făcut un fel de muzeu cumva. Era și o mașină, o Dacia 1300, cred. Nu prea mă pricep, dar cred că 1300 era. Și acum am întors, am și mâncat. Mi-am luat de la Mac pentru că... Așa, o să vă arăt ce am cumpărat, nu foarte multe lucruri. Am plecat destul de târziu de acasă, am fost să reciclez uleiul folosit la Oșan acolo, la parter, și asta a fost, pentru asta m-am dus, dar m-am oprit și prin magazine, nu am găsit mare lucru, am fost și în Bershka, nu mi-a plăcut absolut nimic. Și da, am găsit însă la Sinsay o pereche de colanți pe care i-am luat, dar mâine îi voi returna pentru că nu mă simt deloc confortabil în ei. Sper că mai am bonul. Sigur, trebuie să-l am. Sunt mărimea XXS. Îmi vin, doar că nu știu. Nu sunt din aceea elastici, abia pot merge în ei, habar n-am. Nu prea îmi plac. Așa că mâine îi voi returna și îmi voi cumpăra altă pereche. Ăstea au fost 16 lei. 16 lei dai, 16 lei face, logic. Și de la New Yorker am luat două măști negre, una pentru mine, una pentru iubitul meu, și au fost 20 de lei. Ce mi-a plăcut super mult este că le putem regla și le putem ajusta să stea ok pe fața noastră. Lasă-mi și pun una. Bine, asta cred că o voi tăia de aici, să nu stea așa. Așa. Nu-mi plac măștile acelea cu desene, cu...
nu știu, nu-mi plac. Stă ok, arată bine. Acesta cred că este ceva bumbac. E destul de moale. Deci, da, astea sunt bune. Și ce mi-am mai luat? Am intrat și până la Cupio și mi-am luat un nou beauty blender pentru că acela sărăcuțul, vai de capul lui, rupt, nu mai e bun de nimic. Și pe acesta am dat... Ce este? Ăsta e de la New Yorker. Am dat 30 de lei, am avut reducere 5 lei pentru că am card la ei. Așa, și am mai cumpărat un ruj din noua gamă de la NYX. Așa arată. Eu am nuanța, ia să vedem. Unde scrie? Habar n-am unde scrie. Chiar nu știu dacă știți voi să-mi spuneți unde găsesc nuanța. Ar trebui să scrie pe undeva pe aici. Dar ori nu văd, ori nu scrie. Este o nouă colecție. Încă eu voiam o altă nuanță, doar că nu o aveau pe stoc. A spus fata de acolo că în 2 săptămâni vor ajunge și celelalte nuanțe. Acesta costă 50 de lei și... Eu am dat 40 de lei pentru că am reducere și pentru NYX. Și haideți să-l testăm. Ar trebui să fie cumva un ruj peste care aplicăm un gloss și să nu se transfere. Dacă chiar funcționează acest lucru, ar trebui să fie super tare pentru că mie îmi plac glossurile, dar mă enervează foarte tare... Îmi prind părul așa, foarte nașpa. Mă enervează foarte tare că mi se lipește părul. Și dacă beau din ceva, rămâne pe pahar, nu știu, nu-mi place deloc. Și dacă acest ruj chiar funcționează, asta ar fi super. Și din câte știu și din câte am văzut și eu pe internet, se aplică prima oară partea mată. Din ce aveau acolo, aceasta era cam... singura nuanță purtabilă, să zic. Nu știu cât de bine mă voi da pentru că nu am oglindă aproape. Mai bine o să iau oglindă de aici și să mă dau cum trebuie. Am rămas și fără spațiu pe card. Nu mă miră deloc acest lucru. Trebuie să mai șterg din ce am acolo filmat. Așa arată nuanța. Nu știu, este o nuanță destul de purtabilă, nu este chiar, nu știu, se potrivește mai mult vara, în fine, nu este chiar pe gustul meu, dar nu contează. O las puțin să se usuce, nu am niciun fel de instrucțiuni aici, dar presupun că trebuie să o las puțin să se usuce. Momentan este, senzația este una neplăcută. Se lipesc buzele și da, mai stau puțin și revin să aplic și cealaltă parte. Nu știu oare să mai stau, cred că am stat destul. Ia să vedem și haideți să aplicăm această parte transparentă. Acest aplicator arată ca o pensulica unei oje. Bun, și așa arată. Arată super bine, deci dacă, bine, nu în mod deosebit nuanța, după cum am spus, dar efectul este unul foarte glossy, nu știu să explic. Foarte, foarte bine arată, îmi place mult și îmi place că este un... Ia să merg eu. O să vin aici la lumină, o să aprind lumina. Să se vadă un pic mai bine. Este foarte lucios. Asta îmi place până acum. Așteptăm puțin. Chiar o să mă uit la ceas. Aștept 2 minute să se usuce și revin. De fapt, nu știu dacă ar trebui să-l las să se usuce. Habar am, dar mai bine îl las să se usuce.
așa arată, nu s-a uscat pentru că este un fel de gloss. Sincer, nu cred că se va lua rujul, nu se va lua nuanța de ruj, acest roz. Dar cu siguranță glossul se va lua pentru că nu există, nu are cum să nu se ia. Iar în momentul în care tot glossul se va transfera, să zic, va rămâne un simplu ruj mat. Ia să vedem. Din câte se vede, s-a luat puțin și din culoare. Iar acum s-a luat doar gloss. Și dacă... Îi fac asta puțin. Exact cum am zis, a rămas un ruj mat. Deci atât de spectaculos din punctul meu de vedere nu este, pentru că un simplu ruj mat putem face acest lucru și cu un ruj mat peste care aplicăm gloss. Să vă arăt cum doarme pisicuța mea. Am trezit-o. Da, doarme aici pe scaunul pe care tocmai l-a distrus. Aoleu. Da, cred că în seara asta voi încheia aici vlogul și vă las. Și ne vom auzi mâine când mă trezesc, pentru că astăzi tot ce fac este să îmi dau acest ruj jos. Mă uit la televizor puțin și apoi o să fac rutina de seară și nu știu, poate o să editez ceva dacă mai am chef, dacă nu, mâine. Bine, noapte bună mie, bine, mai e până mă culc eu, dar da. Așa că ne auzim mâine dimineață, mâine la prânz cu siguranță, sau mâine seară cel mai târziu. Bună ziua și bine ați revenit într-o nouă aventură, da, super aventuri. M-am trezit de mult, am mâncat, mi-am făcut o omletă, vă las aici un mic video. Am mâncat și am făcut curățenie generală în bucătărie, nu v-am arătat acolo pentru că nu e cine, n-am făcut cine știe ce. Am șters, am spălat toate tigăile, toate oalele. Asta am făcut, le-am, nu știu, o dată la două luni, le spăl super, super bine cu triumf, cred că îi spune, cu cif, în fine. Ele nu erau murdare de mâncare sau ceva, doar că, v-am spus, la ceva timp îmi pare să le spăl, să le ofer, nu știu, o îngrijire mai, să spunem, să le curăț mai bine, ce să mai. Și am băgat și o mașină la spălat, iar acum ce am făcut, după cum ați văzut, pentru că am filmat, am scos tot din aceste două dulăpioare și sunt pe aici, peste tot. Și am dat cu aspiratorul pentru că mai sunt fire de păr, nu știu, poate praf. Și am făcut asta acum pentru că dacă ar fi fost mai devreme, aș fi făcut un dulap, aș fi dat cu aspiratorul, aș fi șters, aș fi aranjat, dar e târziu. Și nu voi putea folosi aspiratorul pentru că am vecinii care, ce să mai spun, am niște vecini care nu sunt de acord cu curățenia mea la aceste ore. O să vă arăt cum fac un dulap și apoi voi da pe repede înainte pentru că nu cred că are sens. O să încep cu cel mai ușor dulap și anume acesta. Eu șterg cu șervețele umede aici înăuntru. Așa, și acum, de exemplu, aici am lucrurile pentru unghii și voi lua această lampă pe care o voi șterge și pe ea. Nu prea are praf pe ea pentru că a stat doar aici în dulap și nu ar fi avut de unde să se pună praf pe ea. Așa. Iar eu, după fiecare utilizare, o curăț și o dau cu spirit înăuntru
deși o folosesc doar eu și foarte, foarte rar o mai folosea Sabina. Și aici ce mai aveam? Mai aveam vată. Acum pentru că le-am împrăștiat, nu știu exact ce era aici. Aici ce este? Să-i o pungă goală, cred că era vata aici. Și mai am litere, cifre pentru caseta aceea luminoasă, le țin tot aici. Și mai am un portfart. Acesta, unde am acetonă, pilă, OJ, nu am foarte multe oricum. Așa, și mai era pila asta aici. Și aici mai stăteau toate cardurile de cumpărături. Stați să le găsesc. Am carduri de la Sensiblu, Catena, în fine, o grămadă de chestii de-astea. Am și un card de bancă, dar nu îl folosesc. Astea le las puțin deoparte, pentru că am văzut eu o aplicație unde îți poți pune toate aceste carduri, pentru că eu în niciun caz nu o să țin toate astea în portofel. Și văzusem o aplicație în care le făceai poză sau le scanai, nici nu mai știu exact, trebuie să caut, și le aveai pe telefon de fiecare dată când aveai nevoie. Așa, iar dulapul îl șterg cu clean de geamuri. Acum fiecare, eu vă arăt cum le șterg eu. Voi puteți șterge cu Pronto. Așa. Voi le puteți șterge cu Pronto sau depinde. Dar nu știu, mie îmi place să-l folosesc pe acesta, chiar dacă este geamuri. Cred că de când m-am mutat singură cu acesta șterg mobila. Am și Pronto, cu acela șterg dulapul din cameră, cum se numesc, noptierele, pentru măsuța mea, nu știu, folosesc clean. Acum, na, fiecare face cum vrea. Și acest lucru voi face cu absolut toate dulapurile. După cum am spus, le-am aspirat, am luat toată mizeria din ele și vin cu șervețele umede. Mie, credeți-mă că mi-a super mult timp să fac curat la machiaje, pentru că eu șterg efectiv fiecare ser, fiecare cremă, le șterg pe fiecare în parte și durează toate aceste lucruri, pentru că, nu știu, cred că am vreo 50 de rujuri. Vă dați seama cât îmi ia să șterg 50 de rujuri, 50 de palete. Durează. Și de asta m-am apucat destul de târziu, pentru că am făcut curat și în bucătărie. Dar nu mă grăbesc, pentru că nu trebuie să fie totul făcut astăzi. M-am apucat de curățenie acum, pentru că suntem 9 sau 10 februarie, nici nu mai știu exact. O să scriu pe ecran. Am telefonul aici. 10 februarie. Iar eu am încă țurțuri, brăduți, flamingo cu căciulă de Moș Crăciun. Și da, nu prea mai este cazul și din acest motiv am vrut să mă apuc neapărat să fac în seara asta. Voiam să fac asta de ceva timp, doar că știam cât va dura și știam că am nevoie de mult timp. Pentru că la mine sunt două variante. Ori fac curat și fac cu totul. A, nu mai zic că o să-mi ia să șterg toate aceste fonduri de teme, o veșnicie. Așa. Da, eu ori fac curat ca lumea și le stau și le șterg pe fiecare parte, ori nu fac deloc. Nu există, fac ordine la mine, nu există acest cuvânt. V-am mai spus eu asta, cred. Da, și acum asta fac. Aranjez, de exemplu, lumânările, nu am ce să șterg la ele. Aici este sertar, aici este sertarul cu lampa ce am pentru unghii, fac pedicura singură. Aici sunt lumânările, bețișoare parfumate, aceste, nu știu exact cum se numesc, e un fel de ceară pe care o pun în aromaterapie și apoi pun lumânărică și miros super bine. Deci, efectiv, astea sunt preferatele mele, sunt de la Twinkle, sper că așa se pronunță. Așa arată și am câte variante? Am 5 variante. Am cu, asta este o variantă de Crăciun pe care se numește Santa. Și miroase a brada, ceva super, super, doar că nu am folosit-o. Aici am cu portocale zemoase.
mandarine de moase. Pe acesta o am într-un recipient. Aici mai am ciocolată cu mentă. Oh, îți vine să le mănânci? Vanilie. Asta miroase mai mult a creme brulee ceva, nu știu, nu știu exact. Iar aici am smeură. Miroase foarte bine. Am două recipiente, într-unul am mandarine zemoase și într-unul am trandafiri ceva. Aș vrea să îl termin pe cel de trandafiri. Chiar o să-mi las lumânarea afară să merg să aprind și să pun cu smeură, pentru că mi se pare mai potrivit pentru sezonul acesta. Așa. Și da, aici am lumânări, tot ce ține de chestii parfumate și chestii noi, cum ar fi acest gel de duș de la, de fapt este un spuman de baie, de la Avon. Este cu ciocolată și fructe de pădure. Mai am o mască de la Garnier. Pe aceasta încă nu am testat-o, am primit-o. Dar nu am pus-o în baie pentru că deja am o mască și un balsam acolo și nu vreau să testez, să deschid prea multe. Aici am un glow tonic de la Pixi care este nou. Am unul desfăcut acolo, asta e printre preferatele mele. Dacă stau așa, o să termin acest videoclip mâine. Adică o să aibă foarte, foarte multe minute. Aici am o spumă de baie de la Rituals. Este cu trandafir și pe aceasta am primit-o de la prietena mea, Andra. Nu am pus-o încă în baie pentru că am destule geluri de duș desfăcute și vreau să o păstrez momentan. Urmează, ea va fi prima pe listă. Și în fine, mai am o paletă nouă de la Sleek. Știți că v-am mai dat eu astfel de palețele la giveaway și mai am, aveam, nu știu, 5 sau 6, mai am una singură. Și mai am câteva produse noi. Mai am un... ce asta? Ai un fard lichid pentru ochi, este un roz foarte drăguț. Am avut și unul auriu și vi l-am dat. Și diverse, nu știu, am mai multe chestii. Și acum, pentru că sunt puțin amestecate, va trebui să stau să văd care cum sunt. Aceste două dulăpioare, o să vă arăt și cum arată. Nu stau să vă arăt ce am pus în fiecare. Dacă vreți să vedeți ce se află în aceste dulăpioare, o să vă las eu un... jos în descriere un videoclip în care am aranjat toată colecția de make-up, inclusiv cu acestea două, când m-am mutat. Și acolo vedeți absolut toate produsele, nu știu, poate am câteva în plus. Și da, și încă ceva, vreau să verific, să văd și ce mai arunc. Pentru că pur și simplu m-am mutat foarte puțin pe această mască, mi-a sărit în ochi și este expirată. Și trebuie să verific și aceste produse, să văd care mai sunt bune, care nu, la gunoi. La gunoi momentan le pun pentru produse terminate, dacă găsești ceva expirat. Bun, asta fac acum, o să dureze ceva. Vă spun acum cât e ceasul, este 9 și 25 de minute. Și sper să termin pe la 11 aceste două dulăpioare. Vă anunț când am terminat și vă arăt și cum arată foarte puțin. Am terminat o parte din curățenie și am făcut multe alte lucruri până acum. Am gătit, am făcut niște pește și am mâncat. Am editat videoclipul pentru tata, am făcut și sport, m-am schimbat înapoi în pijama și am făcut dulapurile și sertarul acesta de aici. O să vă arăt imediat ce am făcut. Cred că pe acesta vi l-am filmat înainte. Am reorganizat puțin organizatorul acesta și acesta, puțin și acesta, pentru că nu avea un loc, nu știu, erau puțin alandala și erau concealere peste rujuri, mascara peste tușuri, în fine, era o nebunie și sper să rămână așa cât mai mult timp. Eu știu că poate voi credeți că asta durează puțin, dar să ștergi fiecare pigment în parte, să ștergi fiecare ruj în parte, mi-a luat ceva timp. Aici am terminat. Așa. Aici am rearanjat un pic
produsele de skincare. Aici am două creme pe care încă nu le-am testat. Măși de față, vorbesc puțin mai încet pentru că iubitul meu doarme. Așa. Aici v-am spus produsele pentru pentru unghii. Am șters toate aceste carduri. Am găsit și aplicația pentru telefon despre care v-am spus și le-am pus acolo pe toate. Așa. Aici am pus după cum v-am spus toate nu mai știu să vorbesc pentru că sunt foarte obosită. Lumânările, pețișoare parfumate, ei sunt produse noi. Iar aici, în acest portfartul, la fel, sunt foarte multe produse noi pe care ori vreau să le testez, ori le păstrez pentru un giveaway. Aici am uscător de păr, perii rotativă, acolo sunt și capetele, difuzorul de la Fion, placă, ondulator, mânușă, una alta. Și aici am reorganizat puțin pentru că nu aveau loc. Nici acum nu-mi place exact cum arată, dar nu am ce să fac mai mult de atât. Am perie, hopa, pe care o folosesc zilnic, un pieptăn, aici am niște bureței pentru coc, bijuterii, lanțuri, iar aici am tot felul de elastice de păr, iar aici jos am cercei, iar aici bentițe. Iar acest dulap cred că mi-a luat cel mai mult să-l șterg și să-l aranjez. Aici sunt toate fondurile de ten. Și îmi dau seama că sunt destul de multe. Nici nu le-am numărat, dar sigur sunt foarte multe. Și aici în spate sunt spray-uri de fixare, soluții pentru curățat pensule, iluminator lichid. Aici sunt la fel niște spray-uri, ceva cu sclipici, în fine, mai multe chestii. Iar acolo în spate am două primere și nu mai știu exact ce. Iar aici am foarte mulți bureței pe care nu prea îi mai folosesc. O să las puțin camera aici, vă rog să nu râdeți de fața mea, știu, dar sunt foarte, foarte obosită. Nici nu vreți să știți câte ceasul, nici n-am să spun, pentru că lumea o să creadă că nu sunt prea... Așa. Voiam să vă spun că am găsit niște produse pentru păr. Știți că eu mă tot plâng. Nu am găsit niciun șapon care să-mi placă 100%, cel de la Vela îmi provoacă cojițe, altele îmi provoacă mătreață, deci da. Și am găsit aici, nu știu exact cum se pronunță, nașii, nu nașii, niciun caz nu nașii, habar n-am, ceva, cred că sunt coreene. Știu că le-am primit la un târg, Makeup Fest sau nu mai știu exact. Și am aici șampon și balsam. Am zis să le încerc, să le dau o șansă. Poate, nu soluția, sau da, poate miracolul există chiar în dulapul meu, iar eu nu le verific pe acestea. O să le testez să văd. Sau zice ceva. Așa, iar aici am fost la verișoara mea, Andreas, ce mi-am făcut? Să-mi facă breton. Mi-a dat să testez acest șampon de la Milkshake. Ce știu despre acest brand, parcă au multe produse pentru păr, dar știu că miros super, super, super bine. Iar aici am două tratamente de la... Hopa, iar nu mai am baterie. Două tratamente pe acestea le-am de la salon. O să le testez și pe acestea. Trebuie să caut pe net pentru că nu știu dacă se pun și pe rădăcină sau doar pe lungime. Habar n-am. Trebuie să le testez. Și ce voiam să vă mai spun tot legat de păr. Nici spațiu pe care nu mai am și nici baterie. A început să îmi arate acolo. Voiam să spun că de mâine dimineață o să încep să iau din nou Forcapil. Nu cred că mai am pentru o lună aici. Sau poate că da, apar n-am. Trebuie să iau două pastile în fiecare dimineață. Acest recipient mi l-a Sabina. Am luat amândouă, doar că ei, nu știu, nu i-au plăcut. Și mi le-a dat mie. Când le voi termina pe acestea, o să-mi iau încă un recipient pentru 3 luni. Voi face la fel, cred că o să iau în jur de 4 luni. Iar produse, să zic... expirat, doar acest produs este, această mască este expirată, o las pentru produse terminate și acest balsam de buze care arată foarte ciudat și presupun că este expirat.
Nu am văzut aici termen de expirare, dar cu siguranță. Și mai am două prost terminate pe care le veți vedea. În rest, ce am verificat eu până acum, adică aici, sunt ok. Nici nu ar avea ce să fie expirat. Poate pe la produse de păr, pe acolo să mai găsești ceva, nu știu. Da, cam asta este tot pentru astăzi. O să mă pun să dorm. Sunt foarte bucuroasă că am terminat să fac... Asta a fost partea grea, să zic. Aici am doar de șters puțin și de rearanjat. Și mâine o să fie zi de curățenie, iar poi mâine o să fie zi de filmat. Trebuie să filmez măcar două videoclipuri. Așa. Mâine, după cum v-am spus, o să fac toată ziua curat. Sper să elimin măcar camera mea. Și pentru că la 8 începe Survivor și nu mai fac absolut nimic. Deci, da, cam asta este tot pentru astăzi. Mă pun să dorm, las și bateria la încărcat până mâine. Și ne auzim, nu știu dacă mâine, că de fapt azi e mâine, dar ne auzim puțin mai târziu cu siguranță.